cu ochii de acolo, păi și o doamnă blondă, și îmi spune, bă, dar nimic, nici, ce facem aici? Am uitat pe domnul care m-a ajutat cu sicriul și îmi trebuie, e vorba de bani, ceva, da, da, trebuie să... Și cât? Păi, 100, dau 100 de lei, intru înăuntru acolo, după ce am dat bani, am ieșit de acolo, m-am pus în mașină pe taică, am luat bucurile, îi lipsa telefonul. Telefonul unde? Telefonul nu l-am găsit. De cealaltă parte, asistenta acuzată de fiul pacientului decedat spune că bărbatul i-ar fi oferit 100 de lei pentru a găsi telefonul tatălui său, însă ea a refuzat să ia banii. I-am aranjat mortul, i-l-am dat. Noi nu suntem vinovați că îi lipsea telefonul, că îi lipsea bunuri. La un moment dat vine cu un milion și zice, doamne, haideți, luați așa și făceți în rost de telefon că telefonul era nou. Și a zis, domnule, nu am cum. Credeți-mă, nu i-am primit nici milion. O plecat cu amenință, nu-a făcut hoț.